Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Un alt weekend cu peste 30 de incendii de vegetație uscată în Gorj. Încă 4 milioane de euro fonduri europene pentru spitalele vâlcene. Panduri egal a Reșiței în ultima etapă din sezonul regulat. O crimă îngrozitoare a avut loc sâmbătă seară la Turburea. Un bărbat în vârstă de 55 de ani și-a ucis soția. Vecinii spun că din gelozie. În Turburea toată lumea știa de scandalurile care adesea izbucneau în gospodăria lor. Ultima ceartă între cei doi a izbucnit sâmbătă seară, când bărbatul care se afla sub influența alcoolului a lovit-o cu sălbăticie pe femeie, iar apoi a plecat la cârciumă. Când s-a întors, aceasta zăcea inconștientă, așa că a sunat la 112. A fost resuscitată minute în șir, însă nu a mai putut fi readusă la viață. Bărbatul a fost reținut și dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Criminalul riscă până la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat. Femeia decedată avea 49 de ani. Pompierii gorjeni au intervenit în ultimele 24 de ore pentru stingerea 34 de incendii de vegetație uscată izbucnite în mai multe localități ale județului. Suprafața totală afectată a fost de peste 800 de hectare. Acestea s-au manifestat în Aninoasa, Plopșoru, Crușeț, Bolboș, Berleș, Borăscu, Vladimir, Brănești, Stejar, Motru, Mușeteș, Licurici, Berlești, Arcan, Săcelu, Crazna, Bengeș-Ciocadia, Turcinești, Lelești, Băleș și Ciuperceni. Au fost afectate sute de hectare de vegetație uscată și mărăciniș și mai multe păduri. În fericire, nu au existat victime. În ultimele 24 de ore am fost solicitat să intervenim la peste 30 de incendii de vegetație uscată izbucnite în mai multe localități din județul Gorj. În unele cazuri, incendiile s-au extins și la fondul forestier, fiind nevoiți să suplimentăm echipajele de intervenție, în sensul că au fost chemați colegii aflați în ture libere pentru a face față situației. Facem încă o dată apel la cetățeni pentru a-i determina să renunțe la utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale sau igienizarea terenurilor agricole. În total, de la începutul anului și până în prezent, în județul Gorj au fost înregistrate aproximativ 400 de incendii de vegetație uscată. Un bărbat de 51 de ani din comuna Horezani a ajuns în arest după ce polițiștii au deschis o anchetă pentru violență în familie, amenințare și distrugere. Potrivit IPJ Gorj, cel în cauză ar fi exercitat acte de violență asupra soacrei sale. De furia bărbatului nu a scăpat nici socrul acestuia. Pe lângă faptul că l-a amenințat cu bătaie, a spart și spoilerul autoturismului. La data de 27 martie, anul curent, polițiști din cadrul secției 8 Poliție Rurală Stoina au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 51 de ani din comuna Hurezani, pănuit de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, amenințare și distrugere. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul, la data de 26 martie anul curent, ar fi exercitat acte de violență asupra soacrei sale de 60 de ani din comuna Hurezani, ar fi amenințat-o atât pe aceasta cât și pe socrul său de 61 de ani din aceeași comună și ar fi distrus acestuia spoilerul autoturismului pe fondul unui conflict spontan. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului. Povira sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Un grav accident s-a produs în această dimineață între localitățile Vlădila și Deveselu din județul Olt. Trei persoane au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit frontal. Într-unul dintre autoturisme se afla doar șoferul, respectiv un bărbat în vârstă de 49 de ani, iar în celălalt se aflau conducătorul auto, respectiv un tânăr în vârstă de 18 ani și un minor în vârstă de 17 ani. Se pare că șoferul vinovat de producerea accidentului este cel în vârstă de 49 de ani. Acesta ar fi pierdut controlul volanului, ar fi intrat pe contrasens și ar fi lovit frontal mașina condusă de tânărul de 18 ani. În urma impactului, toate cele trei persoane implicate în accident au fost rănite și transportate la spital. Conducătorii auto nu au putut fi testați cu aparatul etilotest, acestora fiindu-le recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un minor de 15 ani din Băilești, județul Dolj, a furat mașina tatălui său și a provocat un accident. După ce a băut, puștiul a plecat să dea o tură prin oraș, însă a ajuns cu autoturismul într-un copac.
Potrivit IPJ Dolj, accidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în Băilești. Minorul aflat la volan a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac de pe marginea părții carosabile. În urma impactului, acesta a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au stabilit că adolescentul a condus mașina fără acordul tatălui său. În plus, acesta consumase alcool. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis, furt în scop de folosință și vătămare corporală din culpă. Sute de mineri și energeticieni vor protesta și săptămâna aceasta la Târgu Jiu. Pichetarea sediului prefecturii Gorj este programată de la ora 16 în zilele de marți și joi. Motivul pentru care o parte a sindicatelor continuă protestul se referă la scăderea vârstei de pensionare la nivelul personalului din producție. În momentul de față, legislația nu îi avantajează pe angajații care au fost încadrați în condiții normale de muncă în perioada 2001-2021. Pentru această categorie de mineri și energeticieni se caută soluții. Cea mai la îndemână pare instanța de judecată. În Gorj nu a câștigat însă nimeni până în prezent. Deputatul USR Radu Miruță le-a reamintit minerilor și energeticienilor din Gorj că trebuie să renunțe la cărbune. Parlamentarul spune că Pactul Ecologic European va fi implementat în cele din urmă, iar comunitatea noastră trebuie să facă transferul către energiile regenerabile. Statele Uniunii Europene pot să rămână mai mult timp pe cărbune pentru a evita dependența de gazul rusesc, a declarat comisarul european Franz Timmermans, care este și șeful programului european Green Deal. Miruță consideră că pentru județul Gorj măsura este un algocalmin la o boală mult mai gravă. Chiar dacă ne-ar plăcea să nu ne îmbătăm cu apă rece, este o fereastră de oportunitate fixă. Ei nu vor anula acel pact verde. Chiar dacă acel pact verde pe noi ne dezavantajează, ei îi vor prelungi intrarea în vigoare. Tot acolo se va ajunge. Adică treaba asta pentru județul Gorj este un algocalmin la o boală mult mai gravă. Să nu mai simțim durerea o perioadă. Să credem că mai putem trăi o perioadă din povestea asta care nu va fi infinită. De asemenea, există discuții la nivel european ca plata certificatelor verzi să fie suspendată o perioadă. Miruță spune că nu este neapărat o măsură benefică pentru CEO din cauza capacității de producție scăzute a gigantului energetic din Gorj. Dacă acest lucru se va întâmpla, concurența energetică internațională a României va avea un avantaj mai mare decât România. Dacă mâine CEO nu mai este obligat să plătească certificate de carbon, CEO nu poate produce mult mai mult, că nu are cărbune. Ceilalți pot produce mai mult. Și dacă tu ridici filtrul ăsta de pe concurență, iar unii vor putea să producă mai mult, iar tu nu vei putea, dezavantajul va fi mai mare pentru tine, pentru că concurența ta va putea vinde pe piață ceea ce tu nu vei putea face. Miruță susține că a trimis o interpelare ministrului energiei, prin care s-a interesat în ce condiții CEO poate produce mai mult. Complexul energetic Oltenia plătește certificatul de CO2 cu 76 de euro. Prețul rămâne unul ridicat față de începutul lunii martie. Atunci se ajunsese la sub 50 de euro, așadar condiții foarte bune pentru plata taxei de poluare. Complexul energetic Oltenia nu a avut însă fondurile necesare pentru achiziție, astfel era nevoie de un ajutor de stat de 1 miliard de lei. Certificatele de CO2 trebuie să fie cumpărate până la finalul lunii viitoare. A fost zi de sărbătoare vineri la Tismana, unde au fost împărțite sute de porții de păstrăv locuitorilor din oraș. De blagoveștenie, sărbătoarea din post în care este dezlegare la pește, în Tismana are loc Festivalul Păstrăvului. Acest eveniment a fost unul deosebit și asta datorită numărului mare de persoane care au participat, dar și al cântecelor populare care au răsunat în tot orașul. Narcis Remetea, primarul orașului, spune că acesta a fost primul mare eveniment din Tismana, care marchează începutul primăverii și anume tradiționalul bâlci de bunăvestire sau blagoveștenie, cum se spune în termeni populari. Am organizat acest eveniment la început de primăvară, fiind și festivalul păstrăvului. Am avut festival de cântec și totodată cu festivalul păstrăvului am împărțit în jur de 8-900 de porții, dar păstrăv, după cum vedeți în spatele nostru. Lumea a ieșit în număr foarte mare, fiind o zi foarte frumoasă și ce pot să vă spun decât că ne bucurăm că ați ajuns la Tismana și urăm tuturor gorjenilor numai bine
și tot vine din lume. Și locuitorii orașului au fost încântați de acest eveniment și au mulțumit primarului pentru organizarea deosebită a festivalului. Să trăiască, domn primar, să trăiască! Foarte frumos! Un aranjament nemaipomenit, domnule, aici, în zona asta. Ați mâncat pește? Da, e bune. Pentru că este o zi importantă astăzi în care se mănâncă. Da, da. Super bune. A stat la coadă mult? Da, am stat mult. 5 minute, în 5 minute l-am și luat. L-ați și luat, l-ați și mâncat? Da, sigur, ce să mai... Pe lângă bâlciul tradițional a avut loc și un spectacol folcloric, expoziții cu vânzare ale meșterilor populari. Cei cărora le place peștele au putut cumpăra produse preparate de la comercianții din zonă. Consiliul Județean Vâlcea și-a propus să atragă noi fonduri europene pentru domeniul sanitar. Este vorba de două proiecte în valoare de 4 milioane de euro. Unul dintre ele vizează Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, iar celălalt Spitalul de Pneumofiziologie Constantin Anastasatu Mihăiești. Valoarea proiectelor propuse spre finanțare din fonduri europene este de 4 milioane de euro, câte 2 milioane de euro pentru fiecare obiectiv. Totodată au fost aprobate și documentațiile tehnico-economice aferente viitoarelor investiții, care se doresc a fi realizate în cele două spitale vâlcene desemnate sub por COVID. Mai vrem să luăm niște bani europeni la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și la spitalul de la Mihăiești. Pentru Drăgoiești, nu, pentru că nu este spital COVID pe românește. Ei bine, luăm bani europeni, câte 2 milioane de euro la Spitalul Județean, 2 milioane și 2 milioane la Spitalul de la Mihăiești. Vom avea sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii. De asemenea, vom face expertizări, vom face intervenții la infrastructura electrică de ventilare, tratarea aerului și cea de fluide medicale. Băgăm bani încă mulți, iată, prin acest proiect pe care îl depunem și pe care l-am aprobat, câte 2 milioane de euro vor veni cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, pentru că urmează să depunem proiectul pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, dar și pentru Spitalul din Mihăiești. Cea de-a cincea ediție a Olimpiadei Jocurilor de Iarnă pentru copiii cu dizabilități a avut loc la finalul săptămânii trecute în stațiunea montană Rânca din județul Gorj. Organizator a fost Centrul Județean pentru Educație Inclusivă Gorj. Au participat 28 de copii cu dizabilități. Aceștia au făcut echipă cu profesorii coordonatori. În total au fost 8 probe, între care orientare, aruncări cu bulgări la țintă sau concurs cu sănii. Au fost acordate diplome, cupe și medalii. Echipele au făcut și oameni de zăpadă. Toți participanții au primit plase cu dulciuri. Pandurii Târgu Jiu și CSM Reșița au remizat vineri în ultima rundă a sezonului regulat. La fel ca în tur, și partida de pe stadionul municipal s-a terminat nedecis, dar de data aceasta scorul a fost 0-0. Galeria Pandurilor nu a luat parte la confruntare. Nemulțumiți că nu s-au făcut demersuri ca jocul să fie mutat sâmbătă, dar și din pricina rezultatelor slabe ale echipei, fanii au afișat un banner cu mesajul rușine. Din păcate, meciul nu s-a terminat doar fără victorie pentru gorjeni. Andrei Trușescu părăsind terenul accidentat după o intrare brutală a unui adversar, care a fost iertat de eliminare de către arbitru. Capitanul Pandurilor s-a ales cu 3 oase rupte la maxilar. Nu a fost singura nemulțumire a gazdelor, care au reclamat și 2 penaltiuri neacordate. Ultima fază a meciului, Bebeto a reușit să înscrie, dar golul său a fost anulat corect pe motiv de offside. Chiar dacă egalul nu a ajutat prea mult gazdele, antrenorul Mario Gămana a apreciat rezultatul ca fiind unul de moral. Din punctul meu de vedere, este un rezultat pozitiv. Jucam împotriva unei echipe foarte bune, cea mai bună echipă a seriei noastre. Ați văzut ce jucători au în componența lotului, ce jucători intră în momentul când se fac schimbări și asta spune totul de ceea ce vor ei pe mai departe. Dar astăzi băieții mei s-au autodepășit, au făcut o partidă, din punctul meu de vedere, foarte bună, chiar dacă de multe ori, prin atacul lor pozițional, am stat cu toată echipa în jumatea noastră proprie, dar, per total, sunt foarte mulțumit de aportul tuturor jucătorilor și cei care au intrat pe parcurs. Antrenorul a recunoscut că șansele Pandurilor de a mai prinde barajul sunt minime, mai ales că Deva s-a dus la 10 puncte distanță după succesul cu Șimian. Asta este situația, v-am mai spus-o, în momentul când nu reușim să facem transferul, n-am reușit, ne-am asumat-o și vedem ce soluții găsim pentru etapele ce vor veni. Avem un parcurs destul de greu, pentru că jucăm mai multe partide în deplasare decât acasă, dar ne motivează mai mult, pentru că noi nu avem ce pierde, avem o echipă tânără care trebuie să crească, ne trebuie timp să facem un lucru competitiv și în viitor vom vedea ce se va întâmpla. Pandurii joacă de 3 ori cu cele 3 combatante din play-off, rezultând 9 etape.
După un sezon frustrant pentru echipa de basket CSM Târgu Jiu, în care gorjenii au pierdut multe confruntări pe final de meci, trupa lui Claudiu Alionescu a produs surpriza sâmbătă seară în fața echipei BCM Pitești. Gazdele s-au impus în confruntarea cu argeșenii, scor 78-70, într-un joc în care albarbaștrii nu au respectat scenariul din cele mai multe partide. Conduși la o diferență de 14 puncte, băieții pregătiți de Alionescu au reușit un parțial 27-7 în ultimele 7 minute ale partidei și au bifat a 8-a victorie stagională. Cel mai bun marcator al gazdelor a fost Brandon Sly, care a totalizat 24 de puncte. Titus Nicoara a adăugat 14 puncte și 10 recuperări, iar Porter Trup a fost aproape de un triple-double, 14 puncte, 13 recuperări și 9 pase decisive. Singurul jucător gorjean folosit a fost Octavian Ilie. A stat pe parchet 20 de minute, timp în care a dat 2 pase decisive și a contabilizat 6 recuperări. După meci, antrenorul Claudiu Alionescu a apreciat determinarea și concentrarea anfitrionilor, dar și publicul care a creat o atmosferă incendiară. Vreau să încep cu prima felicitări pe acești băieți minunați pentru evoluția și efortul care au depus astăzi. Să nu uităm că este al treilea meci în 7 zile plus o declasare infernal de grea la Cluj, toate punctele de vedere, și distanță, și joc, și moral. Iar pentru acest meci, de asemenea, n-am avut decât o singură zi să-l pregătim așa cum trebuie. Însă, merită tot recunoșterea, toate felicitările noastre pentru modul în care s-au dăruit astăzi și pentru modul în care au arătat că Târgu Jiu este o echipă care poate produce surpriză în acest sezon competițional. În același timp, încă o dată, este victoria cu siguranță și a publicului, pentru că ne-au împins de la spate în momentul în care am fost conduși, au stat alături de noi pe tot parcursul meciului și mă bucur că la sfârșit am putut să-i bucurăm cu asemenea evoluție și o victorie. Pentru următoarea partidă, CSM Târgu Jiu se deplasează la Focșani. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!